안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 브라스토롤 비네스웨일라 안녕. 브라테 코리아노. 요스 마리나 씨. 직구. 씨, 아스트 선데 라 오르 데 피드백 아디코 데 베리피카라 코노시틴스로. 에피소드 47. 오케이. 몰트. 아노 레스 암 포코 파르토 몰트 에피소드 데 베리피카라 코노시틴스로. 데 아치아 아스트 오세 베리피캄 치 암 포쿠트 푸나 아이치. 치 네트 스트리미스. She Okay. este adică nu contează nivel de conținut, pentru că noi oricum putem să verificăm și dăm feedback. De aceea, dacă zici doar cum să zici hello sau bună ziua în limba coreană, Annyeonghaseyo. dacă nu știți să încercați annyeong și ceva de gen, atunci noi dăm feedback. Și de aceea este ok. Doar cât puteți. Annyeonghaseyo. 안녕하세요, 안녕님. 네, 예스 오케이. 그리고 나티. 나티님 안녕하세요. 안녕하세요. 시 로벤. 로베르타님 안녕하세요. 베티님 안녕하세요. 그리고 케이팝 이사벨라 씨 안녕하세요. 끝 예스 오라운 코리아 아이 분노. 제스트 샤세 두파미야자. 아다. 6시에요. 그리고 이사벨라님 안녕하세요. 비나세니 라우라 데 코리아노. 네, 좋아요. Astăzi avem câteva doar de verificare. Din păcate nu avem foarte multe, dar e ok, facem cât putem, pentru că mâine ne așteptăm la un test, bineînțeles. Mâine dăm un mini test. Așa este. De aceea astăzi haideți să vedem ce ați făcut, ce ați pregătit. Annyeong! Annyeonghaseyo, Marianne. Ok, prim. Bine. Cineva a scris așa. Haideți să vedem. Asta este din Google Google Classroom. Classroom. O să, adică putem dea? Da. Putem dea că mod, cum să puneți materiale și scriere în Google Classroom. Avem videoclipuri pentru asta. Încercăm să punem pentru, adică în comentariu după asta. Hai să vedem. Da. Bună! Bună, este aici prezentă în chat. O să zic, nu Cineva a zic cine zis. este pentru că el nu știe. Oricum, bine ai venit în grupul nostru și dacă ești nouă și nu știi ce trebuie să faci, vezi că pe Google Classroom la materiale, undeva la materiale, găsești lecțiile în ordine, de aceea trebuie să iei de la prima lecție să înveți. Dacă nu știi alfabetul, pe contul nostru de YouTube ai un playlist special pentru alfabetul corean și acolo poți să vezi la toate videoclipurile până când știi foarte bine. Iar apoi mergi iarăși la Google Classroom la lecția 1 și de la lecția 1 o iei în continuu până la lecția de zi. Bineînțeles să trimiți între timp ceea ce faci ca să poți să te și verifici. Sau cred că a vrut să întreb treaba că despre întrebe despre că cum să pune în Google Classroom, cam așa. De aceea o să punem videoclipul, dacă este legătură de asta. O să punem videoclipul de asta de explicat. După terminăm. După ce Ok? După ce terminăm terminăm, de da. asemenea, oricine este nou, să nu uitați că noi facem deocamdată doar anul acesta. Nu știu dacă la anul o să facem exact feedback sau nu, lecții de feedback, de aceea încercați să profitați cât se poate de ocazie până când terminăm lecțiile live, ca să zic așa. Noi o să avem oricum ultima lecție o să avem pe 25 decembrie, o să fie exact în ziua de Crăciun. Așa? În care o să vorbim doar limba coreană, dar puteți să verificați pentru cei care sunteți la lecțiile 1, 2, 3, 4 la început și așa mai departe. Chiar dacă noi nu o să mai face lecții de feedback pe viitor, puteți să vă uitați la lecțiile de feedback deja făcute după acea lecție ca să vedeți ce am verificat la alții pentru a evita și voi greșelile acelea. Din păcate, anul se termină, noi am vrut să facem un an de coreană cu semestrul 1, semestrul 2. Nu știu exact ce plan o să fie pentru semestrul următor, dar deocamdată, pentru cei care sunteți de la început, uitați-vă neapărat și la lecțiile de verificare a cunoștințelor imediat următoare după lecția respectivă. Adică dacă ați făcut lecția 3 din semestrul 1, uitați-vă la următoarea lecție de verificare, pentru că atunci de obicei verificăm ceea ce am făcut înainte. Ok. Ne. Și, adică o să anunțăm cum trebuie după. De fapt, s-a întâmplat ceva foarte, foarte greu. Cam acum 2 zile, cineva ne-a dat o misiune O misiune foarte confortabil foarte și complicată, poate. complicată. Da. Confortabil, Confortabil, Ale. nu, complicat, complicat.
complicat și am, foarte greu și a fost o nebună. Da, a fost o nebunie. Nebunie, da. Oricum, și ea a fost nebună. E bine, nebună în sensul rău aici sau? Ai creio, bine eu, n-am zis. Ce? Adică a fost o nebunie și mori ca apasă eu. He Cu alte posta. cuvinte, gozare să am. Cine, Ah, ok. altcineva, niște idei interesante pe care le-am găsit. Ok, verbul 1. So, verbul 2. Verbele unite cu so par a fi un fel de pasul, pasul 1 și pasul 2 al unui interg. Unul întreg. Întreg este cioncicta. Sunt mult mai Strâns, strâns legat, legate. adică... A, nu are de a critice, de ce este Oh. grăsuț? Cum ziceai, citesc eu, și am mai găsit pe undeva, nu știu cât de corectă e partea asta, dar ci că am putea interpreta în felul următor. Verbul 1 este scopul și verbul 2 este un pas pentru a-l atinge. Pe când cele cu go sunt două acțiuni separate independente. Croche, somenghi de ta. Ok, hai să vedem ce ai făcut cu... Trebuie, trebuie, Deci, am camani... Iubi, iubi, camani, ciom, ipsi, ipsi, da, onul. Il tanul e gita pa de nica. Bună, Cărigo. anihaseyo. Cine a fost? Andrea Nim și Blackpink Nim. Blackpink Nim, aca e cu na. Ai făcut Miere. deja. A salutat deja, dar el e cu salutul. Hai Bine. să vedem. Ok. Iosimi undong sare pel koya. O să încerc exersez din greu și o să salvez. O să slăbesc. Salvează, adică voiam să zic. O să exersez din greu ca să... E ca să slăbesc. Ulșimi undong heso sarul pel coa. E ca iu Hai chom și domin. seo. Tare seo. Te Yes. dame. Adică merge. Și hai să gătim și să Mâncăm mâncăm niște niște ramen. Mokushi koyo. ramen cureosă mokcha. Kuryoso shiso. Da. 이거 있어야 돼, 근데. 하이스 뭉컴 니스라면 이거는 오케이. 나 서거팀 할 여기 수도 있어요. 있어잖아. 오케이, 오케이. 아, 잘하네요. 엄청 잘해요. 마음은 뜨니 듣고 제율 제율 시 아메르스 썸 꿈벌 쿰포로로 꼬로키에데 데미라스 미리아스 들어봤는데 아무 켜론드레스 아무지 아 웨딩드레스 다다다다 우리가 해야 되는 거지. 마음은 뜨니 만나서 좋아요. 시 아메리스 갔어요. 사로 갔어요. 와, 엄청 잘했어요. 슈퍼. 포르테 타레. 예, 좋아, 좋아. 미안 포코 때 때문에 시 아포이 맘 쿨갓 니믹 스페셜. 그냥 쳤다고. 맘시아맘시맘 스윗 스윗, 아맘 스윗 올라갔다. 은 아우토부스 시 센트 베드룸 아쿠 그래서 타고, 타 타고 가는 길이야. 할수 있어요. 그 전에 그다음에 아트리비서 뭐 스펄 시모 뚝라 불가리. 빨리 씻고 자야겠다. 와, 진짜 와. 잘했어요. 완전 nearly perfect. 이거 I forgot the Google Translate 사고. 노, 노, 노. Este o persoană care de obicei face propoziții mai avansate.와, 이해? 누구지? 완전 완전 잘했어요. 슈퍼 잘. 네. 니믹 때 네, 코렉터. 고칠 게 없어요? 네. 좋습니다. 그 다음에 그 지네바 아쿠스 다음에 제바. 포즈. 네, 아치야. 하이스 베뎀. 대박. 이거 들어보세요. 잠깐만 일단 봐봐요. 사진부터 보고 나꺼 있어 제바 그래요? 보고 잠시만요. 없으면 얘는 안 되는데. 안 돼요. 그러면 아, 이거는 이거 해주세요. 듣기. 이거 내가 할 거고. 자, 들어봅시다. 하이스 아스콜 뜸. 한국 사람들은 생일 아침에는 한상 미역을 먹는다. 어떤 가족이나 친구들이 생일인 사람에게 미역을 끓여 준다. 그리고 생기난 사람들은 생기린 사람에게 미역을 먹었어요 라는 인사를 한다. 또한 미역은 어머니들이
아이를 낳은 후에 반드시 먹는 음식이 있다. 뉴욕에는 칼슘과 영양분이 많아서 어머니들은 한달 정도 뉴욕을 먹는다. 하지만 뉴욕은 체험이 있다. 날에는 먹으면 안 되는 음식이 있다. 사람들은 뉴욕이 미끄러워서 뉴욕을 먹으면 시험에 달려진다고 생각한다. 자, 일단 여기까지. 아랫말 붙인, 다른 말 아래 붙인 다른. 우리 꿈? 오. 이거는 듣기 그냥. Achas persoano adico no iam foco de pentru achas persoano cam mult timp pentru și a s-a dezvoltat mult. Adică pot să ascult cum trebuie, cam să fiu sincer, prima dată am înțeles cam dacă nu eram cu cineva experimentate, cineva a avut, bă, cineva care are experiență de străin. Dacă nu sunt cine ca asta, atunci am fi înțeles cam 30%, cam Nu te așa a teami, eu nu fost. știu, tu ce Cam zici așa tu? a fost, dar acum ar zice că mai mult decât 50% și chiar cu 70% Dar într-o parte. eu am mai spus pentru această persoană, separat, atunci când citești, eu la studenții pe care i-am offline, cu care mă întâlnesc, le am o bucată de foaie pe care o pun cumva să acopăr fiecare rând. Când citesc, ca să fiu sigură că nu citesc alt rând și să iau fiecare cuvânt în parte. La asta, cu cititul, vreau să citesc repede, repede tot și așa mai departe, eu, e încă o greșeală pe care o faci pentru că văd că nu ai sărit peste pasul ăsta, de aceea sfatul meu personal este să o iei mai încet când citești și să iei fiecare cuvânt în parte, chiar dacă se lungește, să zic așa, înregistrarea. Oreo, Mai mazai, zai, oreo, este oreo. adevărat. Pentru că multe persoane fac această greșeală. Citesc repede și atunci citesc greșit pentru că ei cred că știu cuvântul, dar de fapt iese cu totul altceva. Oricum, Yogi cântetar nu a scris conținut, de aceea nu putem face cam tot, dar Trebuie în să te mai general, înveți. să zic că s-a dezvoltat mult De și. exemplu, micro oyo, micro oso, ceva de genul, apoi shihome toro chindago senga kanda, dar Cucking este water. altceva cu talio sau ceva, a ieșit altceva oricum. Iron go. Sunt cuvinte noi, într-adevăr, și adică Și o să e grele. grele. De aceea. Mică, tol, e foarte greu, de fapt, dar, adică, ești în pas, asta este foarte important. De aceea, Try, try este. același text data viitoare, mai încet. Asta e tema. Data viitoare, același text, mai încet și mai cuvânt cu cuvânt, mai degrabă jumătate. Și apoi mai exersez după ce îți dăm feedback pentru cealaltă jumătate să aplici ceea ce ți-am dat. Dar oricum mai bine.사진은 유비가 해주세요. 나는 이거 들으면서 Eu,플랜. da. Ne auzim.하트. 이따 봐요. Noi avem de făcut textul de mai devreme. Hai să vedem. Bob și da. Annyeonghaseyo. Ok, asta este tema proprie, să vedem ce am primit. Chonin chibe wago shower-ul heyo. Wago opsoyo, de aceea, dacă este cineva care vrea să corecteze wago acela, pentru că e poză, nu pot să editez eu direct, dar aici este. Acesta. Dacă vrea cineva să editeze acest wago, vă rog să-mi spuneți. Apoi, Chonin pyonanhan uijaga anjaso, uijaga yogi anjaso, aidol iranun chekul il Ko iso yogido waso. 맞아요. 집에 와서 샤워를 해요. 맞아요. 그 다음에 여기 편안한 의자가 앉아서 스카운을 세셔서 그런 거안 되죠. 네, 자, 여기 좀 바꿔봅시다. 해서 스킨바 마이치. 아이돌이라는 체클 여기도 바꿔야 돼요. 자, 이제 스킨바 의자에 좋아요.
의자에 그 다음에 부모님에 가서 이제 많이 음식을 먹을 거예요. 봅시다. 부모님에 가서 mer la părinți. Noi în limba coreană nu spunem merg la părinți cu e, ci către părinți. De aceea, bumonim bla 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 ca să. Ije, mani îmșicul mogul coyogi, otoki bakul kayo, să încercăm cum să schimbă propoziția numărul 3. Bun, otoki al kayo. Pentru Steven, eu personal nu prea sunt fan în raid. K-pop îmi pare foarte rău dacă vă dezamăgesc. Am mai spus atâtea ori, eu nu sunt fan în raid. Bine, nu prea sunt cu filmele, cu serialele, cu muzica în general. În fine. Și nu, există facultate pe profil de alimentație, dar nu sunt sigură exact la ce facultate există sau nu, pentru că nu m-am interesat direct. Dar dacă vă uitați pe site-ul Study in Korea, care e de la guvernul corean, o să găsiți informații legate de facultăți, de burse, de specializări și așa mai departe în limba engleză. De aceea, intrați pe studyincorea.go.kr, cred că e, unde este de la guvernul corean și atunci găsiți mai multe informații. Il co isoio, magia go isoio, care înseamnă prezentul continuu, acum. De aceea, ce câl il co isoio, magia yo. Yogi no toke bakul kayo, la numărul 3 oarecum să schimbăm. Succerul când nasoio, yogi do chogum isangeo. Ne. Manin ice cream-ul bocco, yonghua-ul bolcoio. Hai că la următoarea propoziție, ok? Dar succerul când nasoio. Chogum, yogi moga isangeo, e pus niciodată aici să vedem. Pentru că kkna-da înseamnă de fapt a se termina, de aceea nu poate să fie verb de acțiune. Succega cât nasoyo sau succerul cât nesoyo. Cât nesoyo. O să vă scriu aici de sub că nu am cum. Succerul cât ne. Da, am terminat temele, a terminat temele. Succega cât nada, a se termina tema. De aceea e puțin diferit. Ok, pentru când merg către cineva folosim ege sau hante. Către, de aceea bumonim ege sau bumonim hante. Caso. Ige. Bumonim ege caso, manen mșicul mogul coio. Foarte bine, Ania și Charisoio. Magia eu. Bumonim ege caso, manen îmșicâl mogâl coio sau îmșicâl mani mogâl coio, pentru că mani era adverb, de aceea se pune în față la verb. De? Creso yogin hesoyo, succerul cât nesoyo, aca, asta de aici, cât nesoyo. La numărul 5, chihachorul tago, palli chibekago, ojon yoranshi, hangugo suobul isoyo. Creso yoginen, chihachorul tago, kenchanayo? Pali chibe kago yogibuto. De aici e puțin trebuie schimbat. Hai să vedem cum schimbăm de la Pali. De la Pali ce ar trebui să schimbăm? Chibe kago ojon yorhanshi ceva ceva pentru parti pentru timp. Hanguko suobul isoyo. Oare cum facem asta? De pentru Steven Universe chiar mi-ar place dacă ne zice și numele, că noi așa suntem cu denumire, adică ne spunem direct pe nume. Dacă vrei, bineînțeles, poți să dai o denumire dacă nu-ți vrei numele real. Mă bucur că te-ai uitat la videoclipuri, sper că măcar ambiționezi cici pe alții să ajungă până aici. Dar acum cu situația de fapt de la virus e puțin cam complicat, dar șanse sunt dacă vrei să veniți să învățați aici. De, oricum, hai să vedem. La 5, la 6, Kikori, Saso, Kanga, Ajonga Ege, Drill Koyeyo, Hembokeo mani chua silkol. Ok, iar și aici trebuie să schimbăm. Oare cum trebuie schimbat aici? Hikori bla 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 saso. Jonga ege dril koeo. Și dacă avem dri da oferi, jonga ege, puțin ciudat de aceea, către jonga nim ege. Jonga și ege. Poate, dril coio, pentru că dril da înseamnă politețe, de aceea nu putem să spunem către nume direct la politețe. Hembokeo, mani, chua, sulcol, asta este puțin ciudat. Hai să vedem. Pali chibe kaya deyo. Ojon
10시, 11시에 한국어 수업이 있어요. 와, 아니야 씨, 잘하고 있어요. 마카노 쌤 싱글에 힘을 먹을 것 같이 고마워요. 네, 잘했어요. 나이스 웨딤 샤이즈. 크리스마스를 올 거야? 뭐 하고 싶어? 여기 크리스마스를 올 거야? 이거는 안 되죠. 그래서 이거 어떻게 바꿀까요? 나이스 웨딤. 그때 오나 베른. 네. 오케이, 사베뎀. țin să vă anunț până scrieți varianta corectă aici, pentru cei care vă uitați și să nu vă plictisiți unul de alta. Mâine nu uitați că dăm test de verificare a cunoștințelor la toate lecțiile pe care le-am făcut semestrul acesta, care sunt destul de multe, ca să zic așa. După aceea o să mai avem un fel de, să zic, cred două lecții sunt înainte de 25, nu mai știu exact câte ore mai avem, ce am cam eu. Ba nu, mai avem o singură oră în care vă mai dau niște gramatică pe care eu am vrut să vă predau oricum, ca să nu uitați aia cu n, go sau ghi, adică facerea substantivelor din verbe. Și pe 25 rămâne să ne auzim doar la vorbit, facem doar mai alhagi. O să vorbim doar în limba coreană, așa ca ultimă lecție live, să zic așa, de coreană. Pentru că aceea va fi practic ultima zi live. Nu cred că o să mai avem după aceea. Adică nu lăsăm deocamdată, mă refer. Poate ne mai gândim așa surpriză înainte de Revelion, să mai avem una, dar nu știm sigur, dar oficial noi ne-am gândit ca pe 25 să fie ultima zi live, în care nu o să fie neapărat feedback, doar feedback, ci în care să vorbim și limba coreană și să vedem cum stați, la ce ați învățat până acum, una alta, să întrebăm despre curs și așa mai departe. Mani chuachilcom. A. Igonen. Gramatica asta cu cred că o să cu îl col este mani chuahal col. Chuahal col. Dar e pentru că avem yo. Colio. Colio. Oricum, asta e o gramatică care de obicei se aude în seriale, la speaking mai mult. De aceea, Chris, ok. Kikori ril saso, aici nu știu sigur. Kikori ril saso, pentru că trebuie să avem particula de obiect sau complement direct. Kikori ril saso, jonha și ege, dril coeo, hembokeo. Dar cine? N-ar trebui un subiect aici. Chonen hembokeyo sau ceva de genul. Mani, krigu, jongha si ga, mani, chuahal kolyo. Site-ul este Chankamanyo. Study in Korea ceva cu go. Stați un pic că mă uit mai sigur. Go. Stai că vă arăt imediat. Go.kaparu. Ok, asta e. Unde găsiți informații despre burse. Este de la guvern și, sincer, oferă foarte multe informații. Ok. Sincer, dacă crezi că nu o să poți să înveți coreană doar pentru că nu știi engleză, eu greșeală, spune eu. Pentru că oricum noi predăm în limba română, de aceea lecțiile noastre sunt în limba română, deci nu trebuie să știi engleză. 1. Dacă într-adevăr vrei să înveți, chiar dacă ți-a mai mult timp, procesul este diferit de la fiecare persoană la fiecare persoană. De exemplu, o persoană a venit în Corea și a învățat în 3 luni să vorbească fluent aproape, dar a învățat în fiecare zi și este puțin mai, să zic, prindea bine la curs. La altă persoană i-a luat un an de zile, tot pentru aceeași chestie. Adică de la fiecare persoană diferă, de aceea chiar dacă durează mai mult, e ok. Așa, pe de altă parte, cine vrea să învețe în Corea, sincer, sunt doar două metode. Una este cea cu burse guvernamentale de aici, unde găsiți burse guvernamentale, dar informații sunt în engleză. Dar din câte știu eu, pentru nivelul de licență nu mai sunt, deocamdată, doar pentru master. Poate greșesc, să vă uitați pe site, nu știu, asta țin minte că la un moment dat se scosese din mai multe țări, nu doar România, era scoasă de pe listă. Pe de altă parte, dacă aveți bani, dar asta e cam greu.
că eu știu situația cum e România, de aceea diferența de bani e mare, plus că adăugate costurile e posibil să fie mult. Dar eu, sfatul meu este, special pentru mine, este să, dacă m-aș întoarce acum, să zic, înapoi cu cunoștințele de aici, din momentul ăsta, aș încerca cumva să îmi fac, să merg la o facultate în România, nu contează că e în România, unu, și să fac voluntariat, să scriu articole, să investesc în a învăța engleză, pentru că măcar cu engleza să vă descurcați cât de cât, sau măcar franceza, o altă limbă străină care, la care să am o diplomă. Coreenilor le plac oamenii care ies în evidență cu ceva, nu doar, a, vreau la OPA, din păcate, asta e o realitate, adică ei vor diplome, foi care să demonstreze că știți, că aveți experiență în ceva, în chestia. Asta e o realitate. Coreenilor le plac hârțoagele, ca să zic așa, hârtiile. Și este important să aveți diplomă de voluntariat pe undeva, să zic, certificate în care să ateste că știți anumite lucruri, de exemplu, certificate de Microsoft Word, certificate de limbi străine, certificate de, nu știu, fel și fel de abilități pe care le puteți lua. Eu am mulți. Nu pare, dar am mulți. Așa că eu ies din calcul. Eu am aplicat și am fost la bursă cea mai în vârstă, ca să zic așa, când am aplicat acum 6 ani. 7 ani, adică. Deci, eu sunt destul de în vârstă, ca să zic așa, dar ideea este că se poate prin varianta asta. Pregătiți-vă un dosar bun. Coreenilor le plac foarte mult persoane care ies în evidență. Implicați-vă! În Corea, voluntariatul este ceva normal. Copii sau oamenii fac voluntariat încă de mici. E ceva ieșit din comun? Nu. E ceva absolut normal. Coreenilor le place foarte mult să vadă că ești muncitor, indiferent în ce domeniu, dar să vadă că îți dai toată silința că muncești. De aceea, dacă aș fi în locul vostru, având în vedere că bursele pentru licență nu mai există pentru români și alte multe țări, că au scos de pe listă România, eu m-aș concentra să dau la o facultate, dar să mă gândesc la ce vreau să fac pe viitor. Așa, din care să ies foarte, cu note foarte bune, să am experiență, să încerc să public articole în timpul facultății și așa mai departe. Și după aceea, la master să aplic în Corea. Sunt doar două locuri pe an, ce-i drept, dar puteți să găsiți bursă la master dacă sunteți excepțional în domeniul respectiv, chiar și așa. Adică sunt mai multe șanse. Dar așa, direct, e greu, sincer. Corea e scumpă, să veniți aici și să faceți foame, nu vă recomand. De asemenea, suma, din câte știu eu, pentru a demonstra că aveți bani în cont pentru viză e destul de mare, câteva zeci de mii de dolari, deci nu știu sigur exact cât e, dar oricum, e destul de mult. De aceea, e greu pentru românul de zi cu zi, de românul normal. Dar pentru voi puteți să încercați să dați la facultate în România. În special, le plac ingineria, fel și fel de domenii din astea reale, mai degrabă, în loc de mai mult de limbi străine și mai departe. Așa că sfatul meu este să încercați la o facultate în România sau în altă țară în Europa care are cumva, să zic, domeniul pe care vreți să-l faceți voi. Deci puteți să încercați, de exemplu, în Anglia se dau burse pentru studenți străini, în multe țări din Europa se dau, de fapt, burse pentru studenți străini. Încercați să aplicați în Uniunea Europeană, eventual, și de acolo să încercați să veniți aici pentru, ca un exchange sau ceva, cu un program, în fine. Sunt mai multe metode, dar direct din România e foarte greu. Acum să fiu sinceră. Eu când am fost în Viena, doar ca exchange, o semestru am fost în Viena, am avut mai multe șanse să am legătură cu firme coreene, cu programe și de acolo am avut și șansa să vin în Corea, în vizită doar, printr-un program de acolo, mai mult decât dacă eram să aplic direct aici în care să zic poate intram la bursă sau nu, la început. Așa că nu se știe cum vă pică norocul. Sfatul meu este să încercați și într-un alt și dacă nu merge direct, coreenilor nu le place să meargă direct, ci eu iau pe ocolite, așa cumva, vorbesc pe ocolite. Încercați și voi o metodă altfel. Încercați să dați la o facultate în Europa, în altă parte, de unde să primiți o bursă cât de cât să vă ajungă și să puneți niște bani deoparte și eventual strângeți din bursă, că eu strângesem bani din bursă să vin în Corea. Adică era bursa suficient de mare încât să-mi permit să vin într-o excursie de vreo, măcar cu o săptămână, câteva zile aici. Așa că încercați o altă metodă, dacă nu merge direct. La master sunt două locuri pe an pentru români, dar la licență nu știu.
Pentru condiții trebuie să căutați voi pe site-ul acela pentru că se schimbă de la an alt și nu mai știu exact ce condiții sunt. Dar clar trebuie note bune la ultima școală absolvită. Din câte știu, trebuia un minim de 8, dar pentru că asta a fost acum câțiva ani de zile, de atunci au mai, se aplică din ce în ce mai mulți oameni și se știe despre bursă și cred că s-a mai ridicat nota. Dar cum am zis, aveți nevoie de diplome. Corinilor le plac diplomele. Diplomă de engleză, diplomă de voluntariat, dovadă că ați publicat un articol într-un ziar al școlii sau undeva, fel și fel de diplomă de limbi străine, dacă nu, degeaba, sincer. Dacă nu, ori trageți tare, ori dacă nu, știți cum e. Eu când am aplicat la bursă, mi-am dat toată silința cu ultimele mele puteri, tot ce am putut să fac mai multe, asta am făcut. Și așa am aplicat cu tot, inclusiv voluntariat, de pe unde am putut, recomandări de la locurile unde am muncit, ce fel de persoană sunt, că am fost creativă și am făcut proiecte prin care vânzările au crescut, fel și fel de chestii, nu vă imaginați prin câte metode m-am chinuit ca să-mi găsesc un dosar cât de cât pus la punct. Și am avut voluntariat mult, mulți ani. Așa că contează foarte mult. Plus că contează și cum scrii un planul de studiu. De exemplu, când aplici la bursă, îți trebuie un plan de studiu. Ce faci în acei ani când e bursa? Cum o să studiezi? Cum te implici? Ce vrei să faci aici? Ce o să faci după? Adică sunt foarte multe chestii pe care trebuie să le luați în considerare când aplicați la o bursă într-o țară străină. Nu-i doar, gata, am trimis un CV din ăla făcut așa de pe internet și pa. Nu, nu merge treaba așa. Contează să vadă cum te exprimi, că e sincer. La drept e greu dacă dai la drept aici, sincer. Sunt legile diferite. Din câte știu eu, dreptul și medicina sunt puținele domenii în care, să zic așa, nu prea primesc străini. Pe cei din America mai primesc ca, de exemplu, la master, dar rest e destul de dificil pentru că, în primul rând, la facultate, toate cursurile sunt în coreană aproape. Dar trebuie să vă gândiți, oricum, dacă vrei la drept neapărat, va trebui să înveți coreană la perfecție, adică înseamnă nivelul 6 din 6, nivel de avansat, plus probabil că va trebui să dai un examen specializat și o să ai interviu legat de domeniul respectiv. Asta înseamnă să știi cuvinte precum legi, mă rog, chestii pe domeniul acesta, pentru că eu nu cunosc cuvintele toate. Dar, oricum, ideea este că trebuie să te gândești foarte bine dacă vrei pe un anumit domeniu. Trebuie, în primul rând, să știi foarte bine termenii din limba coreană în domeniul respectiv. Trebuie să ai diplomă să ateste chestia asta. Pe alte specializări, să zicem că hai că mai supraviețuiești, mai nu știu cum. Dar, de exemplu, și pe specializarea mea de limba și literatura coreană a fost foarte greu. Tipa din Ucraina a renunțat după anul 2. N-a mai rezistat, a zis că ea nu mai rezistă. Și a luat bagaje și a plecat în Ucraina, dar vreau să zic că studiul în Corea nu este floare la urechi și nu este ușor de niciun fel. Foarte greu, foarte greu. Așa că, da. Iar eu sunt profesoară pentru că am viză de soție, cum ar fi, de persoană căsătorită aici, cu un corean. Că așa nu mi-a permis, doar să absolv și să fiu profesoară de limba coreană, pentru că ei nu-ți dau jobul dacă ai lor pot să ocupe locul respectiv. Nu-ți dau viză așa că ești tu absolvită de la o facultate bună. Crezi că contează? Nu. Și atunci m-am căsătorit ca să-mi iau viza să pot să predau, pentru că n-am vrut să lucrez la o firmă. Să pregătesc documente și să fac chestii de genul, în fine. N-a fost visul meu, dar ca să devin profesoară a trebuit să fac sacrificiul ăsta. Mi-am făcut firmă, în schimb, ca în firmă de meditații, adică nu predau doar așa la negru, că nu există chestia asta în Corea. Din fericire, pentru cei care sunt căsătoriți cu viza, au un pic de libertate și mi-am făcut două firme, chiar la una vând materiale pe care le fac, materiale mele scrise de mână le vând prin firma cealaltă, singură, firma mea, și apoi firma făcută cu al meu, care predăm limba engleză, română sau coreană, depinde ce ne pică. Și mai avem o altă firmă pe care dăm, mă rog, face traduceri și interpretări și alte chestii, dar asta e altă parte. Adică la modul, totul este legal. Nu se poate ca la noi că mergi la... Adică se mai fac și la negru, dar pentru străini este foarte greu. Dacă te-a prins, s-a negat toată viza și ești banat, adică nu mai voi să mai vin țară niciodată. Așa că eu nu m-am riscat cu astfel de situații neplăcute. Dar ca idee, dacă vrei cu adevărat, se poate. Spaniola? Nu știu, sincer. Dar știu că franceză, spaniolă...
Au specializare de spaniol, au specializare de franceză, sigur. De germană, parcă am văzut. Adică, să zicem că sunt. În fine. Mulțumim, Nicky. Gicu e plecat momentan. În fine, ca idee. Dar, da, cam așa. În fine, nu pot să stau acum. Din păcate, știți cum e. Cursul s-a terminat și aș vrea să stau la povești și la părăvărăcel, dar, din păcate, suntem la lecție, nu la asta. Dar, ca idee, pentru cine vrea să aplice la bursă, intrați pe Study in Korea. Nu știu dacă există aplicație prin browserul vostru să traduceți site-ul în limba română cumva automat. Dacă ar fi așa, v-ar mai ajuta cât de cât. Găsiți acolo informații despre burse, despre fiecare facultate în parte, intrați pe site-urile lor, căutați site-urile universităților respective în limba engleză, vedeți ce specializări au, pentru că depinde de specializare și de facultate. Condițiile pentru bursele lor directe pentru studenți străini sunt diferite și da, e destul de complicat. Nu uitați că nimeni nu o să facă cercetarea pentru voi. Asta ca să știți. Eu când m-am apucat, am căutat săptămâni întregi. Și ba cu prieteni, ba singură, ba de la alții, ba în fine, a fost o nebunie. Adică nimeni nu o să vă zică, vedeți aici informațiile, știți, sunt în listă, n-aveți decât să pregătiți documentele. Nu face nimeni asta. De aceea, dacă vreți să aplicați, trebuie neapărat să luați situația în mână și să intrați pe site, căutați informații, notați repede jos ce vă trebuie, ce condiții sunt, bla bla bla, eu cât îndeplinesc, aha, mai îmi trebuie diploma de nu știu ce, trebuie să lucrez, să aplic în domeniul respectiv ca să pot să-mi iau o diplomă, altfel nu sunt primită. Ceva de genul, adică contează foarte mult să vă implicați în asta. Partea de documente, nu uitați ce am zis, recomand voluntariatul, de unde puteți să luați o diplomă care să vă ateste ca să făcut voluntariat pentru anumit număr de ore în care să ateste ce fel de persoane sunteți, dacă vă implicați sau nu, pentru că chestii superficiale imediat le sar la nas, vă dați seama câți mint în documentele lor. Așa că și nu uitați orice faceți, să faceți cu suflet, contează foarte mult în Corea. Că ei așa muncesc, yolshimi. Dacă nu aveți acel yolshimi din greu, ops, nu puteți să intrați aici, este foarte greu. Adică nu că nu puteți, dar e foarte greu. Foarte, foarte greu. Așa că rămâne să vă gândiți unde aveți nevoie de lucrat și așa mai departe. Eu am încercat pe cât posibil să vă dau cât mai multe informații legate de limba coreeană, de aceea dacă luați lecție de la 1 până la lecția de zi, măcar o să aveți un nivel minim de coreeană prin care puteți să atestați, măi, eu am studiat coreeană, nu sunt avansată, dar dacă primesc bursa, sunt dispusă să aplic la facultate acolo și să-mi iau niște cursuri suplimentare, adică contează foarte mult și asta. Voluntariatul este bun dacă poate fi atestat. Contează foarte mult. Dacă poate fi dovedit, atunci este bun. Dacă nu, cum demonstrezi tu că ai făcut voluntariat? Asta e faza. Nu uitați, lor le plac foile în sine. Să aveți o foaie în care să ateste în perioada respectivă ați fost voluntari. Și e bine să vă implicați pe termen lung, lor nu le, adică le plac cumva persoanele care se implică în proiecte pe termen lung, aș spune eu, ca să vadă că rezistați la stres, puteți să coordonați ceva, învățați ceva din perioada respectivă și cam asta e gata. Nu mai, vă mai țin că sunt, cred că sunteți, știu că vreți să povestim despre chestii, dar astăzi este ziua de feedback, așa că am zis hai să vă zic câte ceva până una alta, dar hai să recuperăm ce am făcut astăzi, să recapitulăm de fapt. Astăzi am văzut propozițiile primei persoane, adică de aici, care le-a făcut foarte bine și nu a avut nicio greșeală conform lui Gicu. De aceea, încă o dată și sugoi să era să zici crouă, că am văzut cuvântul aici cu microptan, în fine. Așa. La persoana cealaltă care a avut înregistrarea, nu uita să registrezi încă o dată măcar jumătate din text. Cioni, încet. Cuvânt cu cuvânt. Annyeonghaseyo, chonen, bla bla bla, yeyo, bla bla bla, hanguk saramderi, bla bla bla, cu intonație și încet, ceva de genul, pentru că altfel riști să citești greșit și este păcat. De aceea, temă pentru data viitoare, citește încă o dată jumătate de text în ritm încet. Așa. Și mai departe, ce am mai avut? Aici am verificat greșelile, deci dacă o să vii după curs să te uiți. Chibewa so. Shower을 해요. 편한 의자에 앉아서 책을 읽고 있어요. 부모님한테 가서 많이 음식을 많이 먹을 거예요. 그 다음에 숙제를 끝냈어요. 그 다음에 지하철을 타고 빨리, 아, 저 아마 부터 많은 variante, 달 빨리 집에
가서 you have to be 집에 가서 집에 가야 되고 가야 아 가야 돼요 fost aici cu propoziție că a fost punct pian eu da unii punct aici am la mitad de punct 집에 빨리 가야 돼요 sau 빨리 가야 해요 오전 11시에 시에 한국어 수업이 있어요 귀걸이를 사서 종아 씨에게 드릴 거예요 그 다음에 종아 씨가 많이 좋아할걸요 크리스마스가 올 거야 뭐 하고 싶어 이거는 이렇게 했어요 시인 아마 povestire despre studii în Corea și așa mai departe. Oricum, mâine nu uitați că avem test de verificare a cunoștințelor și o să facem cam tot ce am făcut semestrul 1. Adică semestrul 2, pardon. Adică nu o să mă axez foarte mult pe tot vocabularul în sine, cât încerc să folosesc câte un pic din fiecare lecție să vedem cu ce ați rămas după. Așa, de asemenea, săptămâna viitoare va fi ultima. Adică săptămâna asta este penultima lecție. Săptămâna viitoare va fi. A, nu, stați că mai avem, că suntem de pe la început de lună. Deci mai avem lecție mâine, în care dăm testul, după aia pe 12 și pe 19 mai avem lecții. După care pe 25 va fi ultima lecție live din toate felurile pe anul ăsta, în care vorbim doar în coreană. De unde poți învăța pentru BAC? Caută informații matematică pentru BAC pe Google. Cred că poți să faci așa, nu știu. Dar există foarte multe materiale online. Caută, există pentru matematică un domn profesor, chiar matematică, caută lecții de matematică pe YouTube. Eu sunt un domn profesor, nu mai știu de ce oraș exact, dar predă lecții gratuite. De aceea poți să cauți acolo, iar restul cred că le găsești pe Google dacă dai un search. Ok, sugoi să tatăl, mulțumesc pentru participare, Ania și la toți ceilalți și ne auzim mâine la test. Pentru test, nu uitați să pregătiți o foaie și un creion în care să notați toate răspunsurile ca data trecută. De aceea eu vă dau exercițiul, voi notați varianta corectă pe caiet, chiar la sfârșit verificăm împreună. De, sugoi să eu, mulțumesc de participare, unul cu mao să eu, ne auzim mâine la test. Cred că Gicu nu mai vine azi, ne auzim mâine direct. Deil vaio, hatu! Annyeong. Nu cred că adică nu știu dacă o să fie ok chiar așa, dar știți cum e. Ne auzim noi mâine. Annyeong.